Cu grijă față de sănătate. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală clasa a, a Astăzi, multe boli sunt cauzate de un mod nesănătos de viață. Lipsa de mișcare, alimentația necorespunzătoare, stresul și calitatea somnului duc la îmbolnăvire și astfel ne putem trezi într-un pat de spital. Pentru a nu ajunge în această situație, este bine să învățăm cum să avem grijă de sănătatea noastră. Să fii cu grijă față de sănătate înseamnă să faci sport, să fii atent ce mănânci, să-ți îngrijești corespunzător corpul, să-ți respecti programul de somn și de odihnă, să renunți la obiceiurile nesănătoase, să ai un bun echilibru emoțional. Așadar, pentru a preveni îmbolnăvirea, este necesar să avem un mod de viață sănătos, iar pentru asta trebuie să cunoaștem și să respectăm câteva reguli importante și anume. În fiecare dimineață, fă 10-15 minute de exerciții de înviorare. Poți face câteva mișcări în pași de dans pe muzica ta preferată în timp ce te pregătești pentru școală. Acordă cel puțin două ore pe săptămână pentru a face o activitate fizică, cum ar fi de exemplu o plimbare pe jos sau cu bicicleta. Să joci fotbal sau volei, să alergi sau orice alt sport îți place. Tu faci sport? Ce fel de sport faci și cât de des? Cum te simți după ce faci sport? Pe lângă activitatea fizică, trebuie să fii atent și să alegi cu grijă ce mănânci. Ai grijă să consumi zilnic lichide și alimente conform indicațiilor oferite în piramida alimentelor pe care ți-o prezint. Pentru a ține o evidență a alimentelor pe care le mănânci, îți propun următorul jurnal. Notarea zilnică a alimentelor consumate te va ajuta să-ți urmărești alimentația, astfel încât să știi unde trebuie să fii mai atent. Iată un exemplu de completare a jurnalului. Analizează cu atenție evidența alimentelor consumate de mine și identifică ziua în care alimentația mea a fost una sănătoasă. Dacă ai identificat ziua de sâmbătă, ai răspuns corect. Jurnalul tău cum arată? Analizează cu atenție alimentele consumate și vezi unde și ce este necesar să schimbi astfel încât să ai o alimentație sănătoasă. Ai grijă de igiena personală. Dușul zilnic, spălatul regulat pe mâini, igiena pielii, a părului și a unghiilor, spălatul pe dinți te ajută să ai un corp sănătos. Care sunt obiceiurile tale zilnice de îngrijire? Somnul de calitate este important deoarece oferă corpului șansa de a-și încărca bateriile, de a se reface. Alternează activitatea intensă cu perioade scurte de odihnă și relaxare pentru a-ți putea recupera energia. Evită utilizarea telefoanelor, a calculatorului și a televizorului cu una-două ore înainte de somn. Lumina albastră produsă de aceste dispozitive afectează calitatea somnului. Înainte de culcare, evită mesele grele, consumul de băuturi și alimente nesănătoase. Formează-ți obiceiuri relaxante și plăcute înainte de culcare și un program clar de somn. Mergi la somn și trezește-te zilnic la aceeași oră. Care este programul tău de somn? Care sunt activitățile pe care le faci înainte de culcare? Câte ore dormi pe noapte? Cât de odihnitor este somnul tău? nu consuma alcool și nu fuma. reduc cantitatea de dulciuri, sucuri acidulate, grăsimi și mâncăruri de tip fast food. Acestea îți pun sănătatea în pericol. Care sunt obiceiurile tale nesănătoase și cum crezi că le-ai putea schimba? Echilibrul emoțional este foarte important și necesar pentru a putea învăța, avea relații bune cu ceilalți pentru a putea face față diferitelor provocări și pentru a realiza cu succes activitățile zilnice. Stresul, oboseala, furia și frica ne dau un semnal de alarmă că starea noastră emoțională nu este una bună. Planifică-ți cât mai bine timpul. Realizează activități care îți fac plăcere și sunt relaxante, cum ar fi cititul, plimbările, întâlnirile cu prietenii, hobby-urile tale. Fii optimist. Încearcă să vezi partea pozitivă a lucrurilor. Nu uita să zâmbești, să râzi, să te bucuri de lucrurile simple din viața ta. Tu cum obișnuiești să reacționezi în situații stresante? Descrie în câteva cuvinte care sunt emoțiile pe care le resimți în majoritatea timpului. Ai obiceiuri nesănătoase? E timpul să faci o schimbare. Schimbarea obiceiurilor nesănătoase necesită timp și efort însă cu siguranță rezultatele merită.